Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic și în această săptămână și invitatul meu este Cornel Șomăcu, directorul ziarului Vertical, colegul nostru la ENSA TV, director de școală, nu pot să nu spun asta, mai ales că azi a început școala. Tot la Bălești, tot la Bălești. Da, și au început mai devreme ca altă dată. Asta era întrebarea numărul 1. De ce, frate, copiii de când mă știu, pe 15 începea școala? E, noi avem o problemă la nivel de, nu știu, de șefi, de dirigitori ai educației, de parlamentari care se consideră că se pricep și la educație și la fotbal și la astea. Și se pare că e mai ușor. Totul de rezolvat, da. Și rămăsese. Trebuie să modifice asta. Câte ceva. Și una dintre idei a fost să nu mai începem, a fost la un moment dat, acum vreo 2-3 ani, se vorbea de să începem după modelul occidental chiar la 1 septembrie, dar presiunea, să spunem, oamenilor de afaceri din turism a făcut să nu ajungem acolo, dar s-a tot luat de chestia asta și am început și pe 12, acum am început pe 11 septembrie, deși sub semnul, sub semnul unor probleme nu sunt mai mari ca altă dată, să nu ne luăm după confrații din presă, că dacă privim anumite publicații... Oricum în 4 zile nu se rezolvau. Corect. Nu, dar anumite televiziuni, deci e un scenariu atât de apocaliptic începutul ăsta de an școlar, de a-i zice că... Că acum s-au trezit pe teren. Da, deci și-au văzut ce nu e chiar așa. E adevărat că sunt probleme, se și exagerează unele, și politic, și altfel, dar în același timp este și problema noastră că tot încercăm să modificăm schimbarea, adică suntem permanent în... Vrem să schimbăm câte ceva în educație, să ne punem amprenta, așa îi mă refer la dirigitorii din educație, să ne punem amprenta pe această perioadă. De fapt, astăzi, aflat la un liceu în București, președintele Iohannis și spunea faptul că e prea mare, să spunem așa, prea mare mișcarea, prea multă bulibășeală în sistemul educațional și cred că are dreptate, mai ales să nu uităm că președintele este totuși profesor la bază. Și nu s-au schimbat foarte multe lucruri de când dânsul făcea din meditații o avere colosală. Ați văzut ghilimele, bineînțeles. Deci nu... Bine, așa a spus. Dar trebuie să spunem un lucru și anume faptul că și acest început de an școlar s-a făcut cu niște probleme mari, de la lipsa manualelor la clasa 5-a până la eterna problemă aceea lipsei de autorizații sanitare și chiar de autorizații de incendiu, ISU. Acelea sunt în Gorj, de exemplu, autorizațiile ISU lipsesc la peste jumătate dintre școli. Aici cred că ar fi putut și ar trebui să rezolvăm. Adică, bă, frate, avem de foarte mulți ani, la fiecare început de an școlar, ni se spune ce? Că școlile n-au autorizație sanitară. Dacă ne concentram pe aceste investiții, ar fi fost totul ok, în sensul că am fi avut autorizații sanitare. Bine, e mai greu acolo în zonele unde nu există și nu nici perspective nu sunt, să avem canalizare și apă, că dacă n-ai apă curentă e foarte greu să faci altceva la școlile respective. Dar decât să ne văităm și să aruncăm, să facem săl de sport în pantă sau terenul de sport în pantă sau cine știe alte năzbâtii, poate am fi reușit să facem cu bani publici, poate am fi reușit să facem mai multe pentru școli. Acum, dacă ne luăm după celebra listă PNDL2, care de curând a fost publicată, deci numai la Gorj avem, cam în fiecare localitate este cât un... câte o clădire, în orice caz se reabilitează câte un activ din educație. E, paradoxul este că în unele comune, n-aș putea să dau exemplu, dar mi-a ajuns în vreo două cazuri, mi-au ajuns la urechi, nu sunt prinse în listă tocmai școlile care aveau nevoie de autorizație sanitară. Apar însă altele și unele investiții nu prea au o soluție, nu prea sunt o soluție, mă gândesc la ce s-a întâmplat cu unele active, adică s-a investit în ele și apoi au rămas închise. Mă tot gândesc acum la
clădirea de la Albeni, acel care trebuia să devină liceu la un moment dat, în zona, în zona celor care sunt aduși acolo din, din strămutații. Strămutații. Acea clădire, da, s-a investit foarte mult în ea și este nefolosită. Nu s-a gândit nimeni că nu, să zicem așa, nu va avea utilizare. Ei, și în județul Gorj sunt multe și mă tot gândesc că toți suntem aici aproape. Ia, hai să ne uităm la clădirea școala de 10. Da, fosta școală 10. Eu școala. Da. Și unde clădirea respectivă a fost preluată de universitate, s-a investit în ea reabilitare și apoi a fost închisă din lipsă de ocupanți. Avem un necunoscut care sună pe numărul de SMS. Vă rog frumos, domnule sau doamnă necunoscut T sau E, trimiteți SMS, chiar dacă sunteți necunoscut. Nu mai sunați, da? Da, ar fi o soluție. Dar nu înțeleg de ce sunt oameni care vor să sune cu număr necunoscut. De ce cred că cineva ia în calcul? Sau că se deranjează să le răspundă la telefon? Oricum. Când nu ți-asumi identitatea, nu ți-asumi ceea ce spui. Și atunci... E logic. Să continuăm. Da, și spuneam că acest început de an școlar nu se deosebește cu nimic de începuturile din ultimii ani, numai că, spuneam, media face așa un scenariu de ăsta mai negru, tușat, mai rău decât altă dată, că nu sunt autorizații, că nu sunt nu știu ce. N-au fost. Păi anul trecut au fost, acum 2 ani au fost, acum 3 ani au fost. Păi n-au fost. Pentru păi că, apropo de autorizație... A trebuit să spună, din nou nu sunt autorizații, să trecem la subiectul următor. Corect. Autorizații sanitare, dacă se obține autorizația sanitară, nu se obține pe un an. Ea poate fi este doar în fiecare an este reînnoită, dar de fapt autorizația există. Ea nu se suspendă decât dacă nu mai îndeplinești condițiile. Bun, deci cele care nu au autorizație nu au avut niciodată. Corect, iar care au avut și nu și-o pierde decât în cazul... Poftim? În general, avut, da, în primul rând, aici e problema principală. De regulă, specialiștii DSP mai au pretenții, și acum și cu ISU, cumva au aceleași lucruri, e vorba de mai multe ieșiri, să nu iasă pe aceeași ieșire, de exemplu, dacă ai cum există în mediul rural, într-o sală grădiniță, într-o sală învățământ primar. Să nu se amestece circuitele, pentru că astea erau de când lumea, nu acum le... Acum contravin legii și ar trebui teoretic, să existe două ieșiri pentru... Ori clădirile de genul ăla nu permit două ieșiri, de tipul Spiru Haret în general, în perioada interbelică construite, refăcute după și nu poți să faci aceste lucruri, adică presupune investiția și foarte mult și foarte rău, mai ales că în unele cazuri unele clădiri sunt de patrimoniu, nu prea poți să primărie să faci așa de capul tău o investiție, chiar dacă presupunând că se găsesc bani pentru școli. Deci cât la sută din școli nu au autorizații în Gorj? Nu, în momentul de față sunt vreo 20 de clădiri care nu au autorizații. 20 de clădiri școlare. Undeva din cele care funcționează, că așa din cele care sunt funcționează. Multe. Deci cred că e procentul că nu există sub 10%, da. Cred că așa e. Și nu se găsesc soluții ca să, eu știu, să se mute copiii de acolo, să se creeze o sursă de apă, cum urca tata apa în pod într-un butoi și cred că sunt o cobora la baie. Să știți că chiar nu se găsesc soluțiile, se mai găsesc, dar ies cu scandal. Și uitați-vă ce se întâmplă la Turburea, unde la sfârșitul săptămânii trecute s-a încercat, datorită să se funcționeze doar pe un singur schimb și din această cauză să fie relocate niște clase de învățământ primar, a ieșit scandal cu dascălii și de aici, nu știu cum s-a rezolvat problema, dar asta era valabil la sfârșitul săptămânii trecute și mai sunt probleme prin diverse locuri din județ. Există și comoditate și patimi politice și multe, multe altele. De fapt, apropo de educație, cred că de multe ori în învățământ, deși ar trebui să fie în cumva totdeauna în primul plan al progresului, sistemul nostru de educație este și foarte conservator în multe privințe și una dintre acestea este dacă eu am funcționat acolo 20 de ani, de ce acum, să zicem, încerc să reabilitez ceva și sunt mutat pentru o perioadă, de ce să mă mut eu și nu să mute celălalt sau ceva de genul ăsta? Sunt foarte multe chestii de acest gen în învățământ. Eu știu că profesorii se duc la școală pentru ei, nu pentru elevii, adică să-și ia un
Da, există... salariu, nu? Adică, cât am zice noi, și politicienii se duc acolo pentru bun, binele lor, nu? Hai să nu spunem că toată fiecare lumea om se duce... Nu, fiecare om se duce pentru la locului de muncă, în primul rând, ca să-și facă rost de resursele subzistenței sale. Corect. Pe de bine își face treaba acum. Da, există și aici o problemă și aici cred că învățământul, deși nu are o problemă mai mult ca alte sectoare, deci se întâmplă același lucru ca și în alte sectoare, avem sectorul are și uscăturile sale, un procent mai mic sau mai mare. În același timp există însă și o mare problemă, cred că s-a lăsat puțin... avem scandalul manualelor că nu ajung la copii sau ceva de acest gen. Cred că noi ar trebui să punem accentul mai mult pe resursa umană. Sunt profesori, sunt dascăl care, deși legea spune că odată la 5 ani trebuie să facă 90 de credite, să urmeze niște cursuri, sunt cadre didactice, cel puțin în zona rurală, care n-au mai făcut un curs de perfecționare poate de 20 de ani. Și nu exagerez cu nimic. O să mă contrazică probabil cei care sau cei care știu statisticile oficiale, nu este așa. Unii nu apar pentru că și-au dat gradele înainte și acum pur și simplu nu trec prin asta. Deși legea spune că trebuie să faci odată la 5 ani. Dar nimeni nu urmărește acest lucru sau, bun, chiar dacă știi că respectivul n-a mai făcut, nu-l poți, să zicem așa, sancționa sau obliga să facă acest lucru. Legea nu prevede și partea asta, prevede doar obligație. Fără sancțiuni. Da, și atunci... Și ce învață profesorii la perfecționările ăștia? Teoretic multe, și practic. Dar e o mare problemă. S-au cheltuit sume foarte mari pe Pozdru, apropo. Așa. A avut și Gorjul foarte multe proiecte de acest gen. Dar unele s-au făcut cam aceleași cursuri. Adică, în esență, cadre, printre altele, cadre didactice sunt învățate. Erau învățate, că proiectele s-au terminat din 2014. Cum se predea manieră modernă, cu metode de ultimul răgne sau ceva de genul ăla. Numai că noi avem două mari probleme ca să aplicăm metodele alea. Mai întâi sunt mari consumatoare de timp. Și dacă acele aplici probleme? Metodele acele respective, metode? Da. Păi bine, sunt, dar nu cumva noi avem un pic cam multă materie așa se stabilise și că corect, mai trebuie scos din ea? Corect. Și dacă ne uităm pe noile programe la gimnaziu și avem doar clasa a cincea, o să vedem că s-a scos fabulos. Adică nimic. Nimic. Cred că fabulos de puțin sau fabulos de unele materii... S-a mai băgat ceva. S-ar putea să fie mai multă materie ca înainte. Și sunt rău acum, dar asta e realitatea. Dar ce vreau să spun? Deci, cred că necunoscutul vrea ca noi să nu primim, pentru că insistă, să nu aibă timp nimeni să dea SMS-uri. Deci, odată, e problema asta că sunt consumatoare de timp, adică să zicem un profesor de nu știu care materie are o oră pe săptămână, iar acele metode, ca să le aplici cu succes la copii și să ai și feedback-ul, îți ia câteva ore, ți-ar trebui câteva ore pe săptămână. Deci, odată e problema asta, iar a doua presupune dotări, laptopuri, videoproiectoare sau alte, în care unele școli nu se regăsesc. Perfecționare? Păi nu, ar trebui ca partea de... Ca să fiți pregătiți. Da, corect. Mamă, poate vine programa cea nouă și taie și din materie și trebuie și aici noi pregătiți și, să avem mușchi puternice. Trebuie și dotările, și dotările respective ca să poți face acest lucru. Și aici la dotări stăm destul de slab. Dacă școlile din centrele orașelor stau mai bine din acest punct de vedere, dar asta datorită finanțării părinților în special. Da. Cele din rural de multe ori nu găsești un videoproiector sau un laptop. Deci automat e foarte greu să faci ceva de acest un învățământ modern. Se fac și alte lucruri. Vezi care sunt tendințe. Deci cursurile acestea au o noimă, au un rol în formarea sau în reformarea cadrului didactic. Dar vă spuneam, dacă ar fi urmate și pe partea practică, ar fi perfect. Din păcate, banii aceia s-au dus pe apa sâmbetei, formările care s-au făcut până acum câțiva ani, în afara faptului că au adus niște hârtii, eventual niște dosare, practic cam acolo se rezumă din nefericire. Și vă spuneam, principala problemă este lipsa timpului ca să faci aceste lucruri. Lucruri pe care mulți dintre cei profesorii de astăzi le-au învățat deja în facultate sau după, știu să fac anumite lucruri, dar n-ai cum să le faci. Iar în activitatea extrașcolară e mai greu să faci
anumite lucruri, nu mai e nici implicarea de odinioară, poate ar fi nevoie, nu știu, m-am tot gândit în ultimii ani, dacă în timpul regimului comunist, cele două mari mișcări sportive și culturale, Cântarea României și Daciada, dacă cei care le-au gândit la vremea aceea n-au avut foarte multe argumente pentru stimularea învățământului și culturii din România. Chiar dacă au fost deturnate la un moment dat într-o direcție politică, ele aveau rolul de a stimula foarte multe calități, foarte multe lan creator, ceea ce din păcate acum nu se mai face în învățământ, chiar dacă avem numai proiecte, festivaluri, nu știu, diverse alte lucruri la nivelul și învățământului goiaș și în țară, sunt mii și mii de proiecte care se aprobă anual de minister, dar ele sunt, se rezumă în general la caracter județean, unele sunt și naționale, dar național cu caracter regional, adică implică câteva județe. Cred că ar fi nevoie de câteva proiecte de anvergură mare la nivel național, poate a stimula cumva școlile și pe direcții de acestea, gen cum spuneam, pe parte sportivă sau pe parte culturală, sunt câteva, dar nu ating amploarea de altă dată. Nu numai asta, dar hai să ne amintim că noi când eram la școală și cred că materia era cam la fel, da? Aveam ore de lucru manual la care învățam să facem preșuri din obiecte, preșuri din foi de porumb. Tu ai Până făcut? La urmă, da. Până așa. La 1-4 am prins asemenea lucruri. Fetele coseau. Da. Băieții făceau preșuri și alte chestii de astea care să-ți facă... Nu, până la urmă erau acele ore de agricultură pe lotul școlii în care învățai să faci ceva de acest gen. Dar acum pe nu domeniu. Mai există agricultura? Nu mai există, nu. Acum se face o educație tehnologică care e o amestecătură de mai multe... La generală? Da. Disciplina se numește facem educație industrie, tehnologică. Facem industrie, dar industrie nu mai avem. Da. Nu, păi nu, educație tehnologică e o denumire. Se învață, se învață de orice, de la gastronomie până la, nu știu. Depinde de aptitudinile profesorului, după câte știu. Da, de calificarea ce lui. Ce știe el. Da, ceva un de exemplu, genul. Noi avem studio de înregistrări, da? Și vine o tânără domnișoară și este întrebată de compozitorul nostru după ce a terminat, cred că 4 clase, nu, e încă la generală, la primară, mai precis, undeva în județ, nu dăm nume, face și niște cursuri la o școală de specialitate de muzică, nu dăm nume, ca instituție, și este întrebată de compozitorul nostru dacă cunoaște notele muzicale. Nu. Păi zic, cum nu, în ce clasă ești? A patra. Păi zic, eu le-am învățat până în clasa a patra, le știu și acum, le și desenez. Voi ce faceți la muzică? Matematică. Nu vreau să completez. Deci, ce fac domnii învățători? De ce nu-și fac treaba? Pentru că mulți dintre învățătorii actuali nu sunt absolvenți de pedagogic să fie avut muzică în... Să fie avut muzică în... printre materiile care au învățat muzică așa că nu pot să o predea. Da. Deci sunt făcuți cu acele colegi. Nu. Păi și la colegi nu se învață și muzică? N-am prea văzut absolvenți de colegiu, chiar pedagogii, care să aibă ceva cu muzica. Dar materia există în programă, nu? Cinstit, după ce am întâlnit destul de mulți absolvenți de colegiu, dar n-am auzit niciodată pe unul care să priceapă la muzică. Nu, acum, dar în programa de școlară mai știu. Există la primară muzica? Nu, în programa școlară, da. În programa școlară există până la clasa 8-a. Există până la clasa 8-a există muzică. Da. Și cu toate astea... Dar, de regulă, la 1-4 învățătorul face orice și, în general, mai mult română, matematică, pe ce se pune accent. La gimnaziu, de foarte multe ori, adică sunt foarte puțini profesori de muzică în județ care să ajungă la catedră, de cele mai multe ori le se dau în completare de catedră altor materii mai importante, să spunem așa, în existența școlii respective și de interes pentru copii. Adică, de regulă, se dau... la materiile care au pondere mare în școală se dau și completare de catedră. De-aia nu mai există muzică. Dar, cum spuneam, nici în profilul instituțiilor care pregătesc învățători și mă refer la acele colegii sau
au fost, că între timp nu prea mai sunt, colegiile acelea nu prea aveau muzica ca și profil sau se făcea tot cum făceau, cum fac copiii la învățământul primar, așa au făcut învățătorii lor. Da, păi să colegiu. Nu uităm că există chiar și facultăți unde se lucrează cu X și 0, adică bifezi răspunsul corect. Corect. Cu X. Bine. Dacă întâmplător îl nimerești pe ăla care e corect, e perfect. Ai luat examenul, te-ai făcut profesor. Noi, apropo de acest studiu fără frecvență la anumite discipline, anumite materii, mi-e greu să-mi imaginez, pe lângă dificultatea unor română, matematică, fizică, chimie, și să zicem că totuși acestea, acum au apărut acest sistem video, teleconferințele sau altceva care te pot ajuta, dar mi-e imposibil să văd cum să faci muzică la frecvență redusă sau fără frecvență. Cum să faci o limbă străină când nu auzi anumite chestii care le poate distorsiona și suportul video. Sunt unele lucruri care n-ar trebui făcute decât în sistem de la zi și făcute la timpul lor. Acum, poate mulți o să mă înjure, dar mai refer din cei din învățământ, dar cred că asta e, adică sunt unele discipline care se pretează la acest lucru dacă înveți, dacă citești, dacă studiezi. Dar unele lucruri sunt mai greu să le faci fără profesori, adică să faci lucruri de calitate. Asta nu înseamnă că nu se pot face, că orice se poate face în România de astăzi. Vorbind despre această problemă de actualitate a învățământului, Gorjul are, să zicem așa, prin planul știrilor de astăzi, prin două evenimente, unul mai degrabă de monden, iar celălalt e puțin ca în filmele cu Stan și Bran, dacă putem spune așa. Deci am avut la cel de-al doilea municipiu al Gorjului, la Mutru, am avut două deschideri de an școlar simultane, foarte ciudate, ca să spunem așa. Unele făcute în fața, deci una făcută, o ceremonie făcută în fața Casei de Cultură și alta la nivelul școlilor. Destul de ciudat la Mutru, pentru că pe o parte edilul de Mutru a încercat să reunească toate școlile într-un singur loc, să facă acea ceremonie de deschidere. Pe partea cealaltă, școlile, inspectoratul școlar, Consiliul Județean au decis să facă la școli. Pe undeva legea spune, chiar discutam pe seama acestui subiect, deschiderea anului școlar e normal să se facă la nivelul fiecărei școli. Ce am înțeles, la Mutru era cumva necesară să se facă deschiderea în altă parte, pentru că în unele școli încă se lucrează. Probabil și de aici primăria din Mutru, edilul, a luat decizia de a reuni totul la Casa de Cultură. Dar e bine că se investește în școli și până la urmă, oricum evenimentul s-a petrecut, presa a relatat cele două ceremonii, cum spuneam, ciudate, în sensul că s-au împărțit cumva copiii, părinții, profesorii între cele două evenimente, desfășurate și la aceeași oră, ca să fie treabă, să se împartă s-au lucrurile. S-au împărțit oamenii în două, da, jumătate noroc, sau... Da, da, noroc că Mutru e un oraș mic și se puteau plimba dintr-o parte în alta. Pot să spun un banc? Așa. Zic că erau la, nu știu, undeva în America, la... soldați în condiții din astea de subsistență, nu știu cum se cheamă, acele tabere foarte, foarte crunte. Deci se educe copiii în condiții. Nu, vorbim de soldați. Da. Era într-o tabără din asta foarte dură, nu știu acum cum se cheamă, și toți ar fi vrut să plece în momentele alea, trecând prin ce treceau, și întreabă comandantul, zice: băi, jumătate din voi trebuie să plece acasă. Acum trebuie să vă alegeți de la jumătate, de la brâu în jos sau de la brâu în sus. Așa și la Mutru. Care din jumătate s-au dus la centru, de la brâu în jos sau de la brâu în sus? Eu cred că e o chestie politică. Părerea mea, dacă îmi dai voie să trec la subiectele politice. Eu n-am spus asta, dar e mai mult, Ecaterina este e mai la fel mult de decât evidentă. Povestea. Bine, acum
politic sau nepolitic, nu știu doamna director ajunt, că de fapt de dânsa este vorba, de la Ecaterina, nu știu ce tabără politică are, ca să fiu cinstit, dar orice tabără a fi fost, nu cred că i-au spus nici liberalii și nici pesediștii, dacă vorbim de cele două tabere, și nici nou în partid al lui Victor Ponta, care nu e înscris încă la tribunal, deci nu există în momentul de față. Nu cred că i-au spus să se îmbrace într-un anumit fel. Neinspirat, ca să spunem așa. Păi, da, după câte știu, am auzit că această doamnă profesor de regulă se îmbracă în pantaloni. Dacă de data asta a vrut să atragă atât de mult atenția asupra ei, poate că a făcut-o în interesul politic al noului partid, zic eu. Hai să fiu răutăcioasă. Acum, altfel, acum cinstit vorbind, s-au fost doar neinspirată. Cu siguranță, fiind alături de Victor Ponta, a avut, să zicem așa, promovarea asigurată. Deci, poate că a fost o strategie de campanie a noului partid. Da, sau poate a vrut să le eclipseze pe Victor Ponta, nu știm asta. Sau asta. Deci, adică oamenii nu se mai uită la Victor Ponta, care vine din nou în Gor să deschide anul școlar la Colegiul Național Ecaterina, unde a mai făcut-o și ca parlamentar, și când era în opoziție, lider de partid, și când era șeful guvernului. Dar de ce mereu acolo? Nu, a mai fost și la pedagogic, a mai fost și la Tudor, dar se pare că prima dragoste nu se uită. Deci la Ecaterina a găsit-o de una, să zicem, oameni care să-l invite și... Să nu uităm că directorul liceului este consilier județean PSD, nu? Nu mai este. A, nu mai e director? Nu. De aia. Bine, asta nu... Da, nu mai e director, corect. Da, nu am împiedicat, există un alt domn director. Am înțeles că invitația pentru Victor Ponta a venit din partea conducerii liceului. Nu știm care dintre, că sunt doi directori. Cei doi directori, da, doamna sau domnul. Putea să fie oricare dintre astea, dar încep să cred acum, e o formă neapărat de glumă, dar e foarte posibil ca chiar doamna să fie adresat invitația deputatului Victor Ponta de a veni în Gorj. Presupuneri. Da. Pe mine m-a distrat în toată poza aia, pe lângă costumația doamnei, care cred și eu că e neinspirată acum să nu creadă cumva că sunt eu invidioasă, că e ea mai tânără și mai frumoasă. Dar parcă totuși mi s-a părut deplasată, ținută părerea mea, un pic cam prea transparentă și prea scurtă. Ce m-a mai frapat pe mine acolo în poza, care n-ar fi apărut dacă doamna nu era în rochia aia, poza aia poate nu era atât de mediatizată și nici noi n-am fi văzut-o pe prima pagină a ziarelor, faptul că în timp ce Florin Cârciumaru a început să-l atace pe Aurel Popescu, viceprimarul Aurel Popescu, și să-l certe că n-a câștigat alegerile, pierzând pentru prima dată, dacă stăm să ne gândim, PSD-ul după 2000, da, după anul 2000. După 2000, da. Postul de primar al municipiului Târgu Jiu. Iată că Aurel Popescu a deschis anul școlar între Victor Ponta și Alin Văcaru. Alin Văcaru, care tocmai a spus că se duce la Victor Ponta în partid. Dar încă spun, deci cele două... Care nu există. Deodată partidul respectiv nu există. Nu e nimic, se formează. Iar ca să vorbim în termeni politici, la acest moment Victor Ponta nu e în război cu foștii colegi din PSD, ci e în război doar cu liderul partidului, Liviu Dragnea. Deci nu o să vedeți niciun fel de atac la adresa PSD ca partid, chiar și la adresa, îl mai iau și pe Tudose din când în când în colimator, dar loviturile sunt centrate pe liderul Liviu Dragnea. Ori ceilalți bănuiesc că deși a păstrat cumva relația amicală și cu Aurel Popescu și cu alții, mai ales că, nu, ia gândiți-vă ce spunea Aurel Popescu, că, deci Victor Ponta a spus că n-a fost lăsat, adică de cei de la Gorj n-a fost lăsat să fie chemat în campanie, iar Aurel Popescu a acuzat anumite jocuri de culise aici la Gorj și, într-adevăr, se pare că organizația n-a tras la toată turația, ca să spunem așa, pentru mandatul de primar, deci pentru ultimile alegeri la primărie. De ce oare? N-am înțeles dacă aceste acuzații stau în picioare. E clar că orice partid, fiind la putere, are interesul să o păstreze. Eu rămân la părerea că alegerile, cu riscul de a se supăra liberalii pe mine, să spunem așa. Lasă că să le zic eu și una lor. Da, nu. Eu cred că alegerile n-au fost câștigate neapărat de candidatul PNL, care Marcel Romanescu, care a fost o candidatură totuși solidă, bine ancorată, ci au fost două evenimente de conjunctură. Negative ale PSD-ului.
legate de PSD cumva, chiar dacă, deci una de guvernare, în sensul că promisiunile către cadre didactice s-au prăbușit și în momentul acela toți dascălii n-au mai vrut să voteze PSD-ul, în orice caz a fost o răzbunare de acest gen. Iar a doua problemă a fost retrogradarea Clubului Pandurii, care a, toți microbiștii care altădată erau cumva un suport ai partidului de guvernământ în mare parte, aceștia foarte dezamăgiți au votat cu varianta de opoziție la acel moment, în speranța că poate va fi salvat și fotbalul. Păi și atunci n-a făcut o mare greșeală PSD-ul ca partid, că uite, de exemplu, Băsescu i-a zis lui Tăriceanu, dă-te bă la o parte că avem bani pentru mărirea salariilor. Dispari, pleacă de aici. Și Tăriceanu a zis, bă, nu avem. Era prim-ministru și a plecat. Și Băsescu a câștigat alegerile, după care a spus, hău, nu avem. Păi cam asta s-a întâmplat dacă... Păi nu, ei au spus de la început că n-avem și au pierdut alegerile. Ce-au pus eu la Târgu Jiu. Dacă ne uităm așa, cumva se întâmplă aceleași lucruri. Să uităm cine, cu ce promisiuni s-au câștigat alegerile parlamentare și ce se întâmplă în momentul de față. Și cam seamănă cu momentul 2008-2009. Bine că acum să nu uităm că e vorba de alegeri parțiale, mai puțin importante pentru întreg PSD-ul. Foarte importante pentru... Aici și la Târgu Jiu, iar aici, și acolo și la Drăguțești. Se cunoștea... Unde iată că PSD-ul a pierdut și acolo și acolo. Se știa că era de notorietate faptul că nu se înțelege Liviu Dragnea cu Victor Ponta și ca urmare bănuiesc eu că organizația de la Gorj s-a fracturat din acest punct de vedere în două și unii n-au ales, nu puteau să se opună direct să plece din partid. Dar au lăsat-o mai moale cu campania electorală. Cred că asta este explicația. Iar rezultatul, cu toate că stăm la mult timp după alegeri, dar uite că discutăm despre asta, că tot am intrat în conjunctura asta. Păi dar nu, se vorbește zilnic, dacă ne uităm pe media. Rezultatul este următorul, că toate orașele, în afară de Turceni, toate orașele Gorjului au primari din alte partide. Da. Sau din alt partid. Din alt partid. Din altele, că la... Dacă e încă la alt de primarul de la Rovinar și nu s-a mutat între timp fără să... Oricum spună, e al coaliției. Chiar fără dacă... să... Da. A, e al coaliției. Dar tot nu e din PSD. Da, e adevărat. Înainte... Acum, apropo de modul de vot al gorjenilor, trebuie ținut cont de faptul că Gorjul a fost totdeauna un tradițional... O, scuze, și la Tizman avem PSD. Da. Un tradițional... Uite, asemenea că Tizman la oraș. Da. Ei tot încearcă să devină din nou comună, dar știu unde prea reușește. Tocmai. A fost un fief tradițional social-democrat în ultimii ani Gorjul. Acum începe încet, încet să pară să se ducă spre altă direcție, dar spuneam că e de mare actualitate subiectul. Dacă luăm toată media și mai ales Facebook-ul, o să vedem că actualul primar de Târgu Jiu, Marcelo Romanescu, este turtit cu ghilimele de rigoare destul de rău de anumiți confrați din ale presei că nu face anumite lucruri, deși nu știu dacă avea timpul necesar să poată face acele lucruri și moștenirea, pentru că totdeauna trebuie să dea, fiecare politician care se respectă dă pe moștenirea dezastroasă, e ceva adevărat în toată chestia asta dacă ne gândim că încep să apară din urmă diverse prejudicii care ajung la zeci de miliarde de lei vechi care se impută diversilor șefi din primăria Târgu Jiu, nu știu cât de în regulă sunt și aceste imputări, mai ales că am înțeles că sunt în instanță, deci TGU există în instanță, adică până nu se stabilește o instanță, nu spune că ANAF-ul a avut dreptate sau Curtea de Conturi a avut dreptate, mă gândesc cum devine decizia respectivă executorii. Am anumite dubii din această privință. De acord că unele, să zicem, sau nu au fost atacate în termenul legal, dar în cazul de față am înțeles că au fost atacate așa cum trebuia. Cu toate acestea, spuneam, deci intră la executare lucruri care n-ar trebui să facă și de la Târgu Jiu a mai fost scandalul că Consiliul Local era chemat să facă executarea, deși Consiliul Local e doar for deliberativ. Ia la cunoștință. Cel care este partea executivă a unei primării este primarul, aparatul primarului, nu, să zicem, Consiliul în ansamblu. Deci consilierii doar hotărăsc anumite chestii din acest
din această privință. Dacă tot vorbeam de Marcel Romanescu, că e acuzat de presă că nu face treabă, și fostul primar Florin Cârciumaru spune că Târgu Jiu nu mai arată cum arăta când era el primar. Pe undeva lucrurile sunt, sunt corecte, adică pare un anumit dezinteres la nivelul... Din partea angajaților primăriei? Da, din partea angajaților, nu suspectez anumit șef, dar ai senzația că e așa... Dar unde se vede asta? La nivelul de curățenie al orașului, la nivelul de... din ce-l percep eu. S-au blocat toate, adică începuse un program de această primăvară, s-a mers până inclusiv în zona cea mea, dar s-a abandonat pe drum, de construcție de parcări noi, de amenajări. Deci vreau să vă spun că în ultimile luni te crucești ce poate să facă primăria Târgu Jiu, zona cea mea, blocuri întregi și-au făcut... acele mici grădinițe din fața blocului au devenit spații private, am înțeles, cu apropiere de la primărie, au ridicat, ridică acele cuptoare de cărămidă, deci fac efectiv lucruri care te crucești, deci vor, bănesc că acestea nu au și asta autorizație. Păi, cum? Aprobare înseamnă autorizație. Cum? Păi nu, aprobare ca să folosească spațiul, dar nu să pună... Păi nu se concesionează. Spațiile din fața blocului. Nu știu, e cam, cam ciudat, dar sunt zone în oraș în care primăria refuză în continuare să facă, să amenajeze parcări, pentru că... Nu, locuri sunt, dar sunt confiscate, cu ghilimele de rigoare, de unii care nu plătesc nimic, dar și-au ridicat diverse lucruri pe acolo. E un adevărat... și atenție, acest lucru nu se întâmplă, deci în mai multe zone ale orașului, și ce se încercase în această primăvară s-a blocat. Asta e senzația. S-a blocat. De fapt, nu s-a văzut, părerea mea, că lucrurile acestea se întâmplă poate chiar dinainte de alegeri, de scrutin, dar n-au fost așa de vizibile, pentru că fiind foarte multe activități culturale care au fost bine organizate și cu impact, au fost alegerile care au confirmat un anumit rezultat, nu s-au văzut, n-au sărit în ochi, dar eu bănuiesc sau că... Sau a fost presa mai ocupată cu da, alte sau a fost, da, să le arăte. Dar bănuiesc că lucrurile se vor accentua și mă, de ce zic acest lucru? Va veni anotimpul rece, care presupune și alte alte lucruri, și atunci vom vedea dacă acest e adevărat ce simțim noi sau ce vedem. Dar o anumită delăsare se vede, ca să nu mai spun... că sunt purtați oameni pe drum în continuare, bine, asta e boală mai veche, te duci și știm că așa e legea, te duci să plătești impozitul și nu poți să ai nu știu ce amendă. Amendă care poate e plătită. Și e plătită electronic. Păi și dacă așa e legea? Păi e legea, dar legea spune că dacă tu îi spui că, doamnă, eu ți-am plătit asta, să zicem, ai fost căscat, ai pierdut chitanța respectivă. Asta ai plătit-o electronic, da? Logic ar fi ca calculatorul acela să existe în ăsta și să ți-l caute ei. Nu să faci tu, de, adică nu știu ce să poți să faci ca să demonstrezi că ai plătit sau ceva. Mai sunt multe la Târgu Jiu de pus la punct, dar mie mi se pare de asta. Am senzația că la acest moment, nu știu, se așteaptă ceva. Ori. Adică ori actualul primar să mai schimbe din șef și să redea o dinamică, ori cumva actualul primar să... Am înțeles că a existat o asemenea idee, adică sunt în anumite... A circulat pe sursă la nivelul presei locale, nu știu cât de adevărată, ideea că primarul a început să se sature de postura actuală, deja după câteva luni, că atât de multe probleme în primărie încât a luat în calcul reîntoarcerea la catedră, la universitate. Ceea ce n-ar fi tocmai în regulă. Păi, n-ar fi tocmai în regulă, mai ales că i s-a asigurat din partea partidului sprijin și din partea câtorva târgujieni, destul de mulți care au avut timp să se ducă la
vot. Cei care știm, să zicem, nu, cei care știm, să spunem așa, mai multe lucruri, știm că sprijinul a fost la nivel, mult la nivel formal. Meritul câștigării, pe lângă, spuneam eu, votului negativ și fă conjuncturii favorabile, a fost mai mult al candidatului decât al partidului. Nu știu cât a fost vot politic la Târgu Jiu, chiar dacă se împăunează unii cu rezultatul. Dar, pentru că vorbeam de primăria Târgu Jiu, la acest cumva Marcel Romanescu este și într-o situație bună, aș putea să spun, din alt punct de vedere. Dacă ne uităm la acest moment, PSD-ul nu îi poate opune pentru viitoarele alegeri un candidat de asemenea la calibru său la acest moment. Adică Aurel Popescu, care am înțeles că e posibil să mai candideze în conjunctura actuală, mai puțin probabil, dar cel puțin așa a declarat, nu cred că o să-l poată bate nici a doua oară, nici a treia oară pe Marcel Romanescu. În timp ce alte partide, deci PSD-ul, trebuie să scoată clar un alt candidat sau să-l atragă pe actualul primar al municipiului în rândurile sale, pentru că, apropo de zvonistica aceasta care circulă sau acuzațiile care se iau primarului, este acuzat inclusiv de PSD-ism, liderul liberal aflat la primărie. Așa că s-ar putea, știți cum spune românul, că fum fără foc, dar e puțin probabil să se întâmple aceste lucruri, mai ales la nivelul ăsta. Dar stau să mă gândesc dacă prin anii 2010-2011, mai ales atunci când se spunea că când a apărut acel scandal, acel control ANAF, care a fost cu dedicație clară, știți cum se spunea că apărea pe știri, așa vreți, dacă Florin Cârciumaru e posibil să treacă în Partidul Democrat Liberal. Mai țineți minte acele zvonuri care circulau? Ei, așa apar acum zvonurile referitoare la Marcel Romanescu. Nu știu câtă bază reală reau, în cazul Florin Cârciumaru n-au avut bază reală, dar ele au circulat și creează o asemenea. Da, dacă se fac controle legate de primăria Târgu Jiu, în niciun caz nu pot să-l prindă cu nimic la mână pe Marcel Romanescu, că el n-a avut timp nici să... Este cumva, e pus într-o situație... Se spună multe lucruri, dar păi are, se facă. Are un consiliu care e clar de altă culoare și nu s-a schimbat majoritatea. Ca și la Motru. Pe de altă parte, se mai întâmplă un lucru și anume bugetul a fost consumat în prima parte a anului, în marea lui parte. Și dacă n-ai activități bugetate, e foarte greu să faci ceva în acest moment. Deci, practic, mergi în virtutea inerției. Practic, pe Marcel Romanescu putem avea cu nou buget, să vedem ce poate, dar la acest moment, ce apare pe surse și a apărut cumva și în presa locală, se pare că primarul are o relație tensionată chiar cu consilierii din PNL. Ceea ce e deja o problemă, dar o întrebi și o vedea. Unde până acum Consiliul Local Târgu Jiu nu avea nicio problemă, totul mergea perfect, totul se vota fără probleme, totul era ok, vinerii nu s-a făcut vormul. Adică au lipsit cu intenție consilierii. Culmea, s-a făcut ședința de Consiliu duminică. Da, acum... Nu știu dacă s-a întâmplat așa ceva. Da, se pare că pentru vineri a fost o problemă și de legalitate, în sensul că acea ședință de îndată se convocă cu 3 zile înainte, iar asta a fost convocată joi pentru vineri. Se pare că și ăsta deci a fost un motiv, dar n-a prea fost legal. În regulă. Da, n-a prea fost în atunci regulă. Nici n-avea obligația să vină consilierii. Da, până la urmă, de asta s-a și făcut cea de duminică, care a expediat destul de repede problemele acelea, în sensul că s-a luat act de anumite acte făcute de Curtea de Conturi sau ceva de genul ăsta, dar în continuare eu aștept să văd de la primărie, de la primarul Marcel Romanescu, mai ales că e un tânăr intelectual, a fost parlamentar, are o anumită gândire, vreau să văd un proiect mare. Adică, până la urmă, avem stadion, vom avea sală de sport, stadionul va fi gata în curând, avem sală de sport la economic, avem... Acele toate sunt din gândirea lui Florin Cârciumaru. Și sau care se transformă în realitate. Sau a echipei lui. Sau a echipei lui. Da. Sau a consilierilor. Acum, trebuie să vedem și nu neapărat că facem acum.
Adică mă aștept, pentru că campania lui Marcel Romanescu a fost destul de ternă. A spus doar că reorganizează niște chestii și cam atât în campanie. Aștept să văd, bă, dacă, nu știu, pentru anul viitor sau peste 2 ani, vreau să văd, nu știu ce, lucrare de investiție. Sau nu știu ce. Sau până săptămâna viitoare, pentru că emisiunea de astăzi s-a terminat. Este și asta o problemă. Mai așteptăm până problemă, săptămâna da. Viitoare și dacă nu vom avea pe altcineva invitat, nu se știe cine pică la zar, atunci continuăm discuția, și da, discuția, vedem, poate se schimbă ceva la primăria Târgu Jiu între timp. Necunoscutul care a dat sute de zeci de telefoane, nu pot să-i dau satisfacție, am reușit să trimit și mesajele pentru persoanele hipoacuzice, chiar dacă m-am încurcat. N-au putut să dea SMS-uri telespectatorii, îmi pare rău, uite că sunt oameni răutăcioși, dar ne putem lăuda că am avut un telespectator, sigur, pentru că numai atunci dă SMS-uri când suntem noi doi în emisiune. Dragi telespectatori, emisiunea este la final, panoramic, astăzi, ca în fiecare săptămână de luni, invitatul meu Cornel Șomă, cu domnule necunoscut, chiar n-am de gând să răspund la acest telefon. Dragi telespectatori, o să răspundă Gigi la dedicație muzicală. La dedicație, poate să ceară o dedicație muzicală. Eu vă spun la revedere, o seară bună!